doamnelor și domnilor, bună seara, Vicenți. 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 Da, bun venit în ultimul ceas. Bine, bună seara. Bună seara. Uite, avem și un traducător dincolo de paravanul regiei care ne mai asigură traducerea doar pe chat. Spune că nu-și dă voice-over-ul. Ce te-a atras la Sibiu? Sibiu e un oraș superb, foarte superb. Mi-a plăcut foarte mult. Oraș e rispetto a altri orași de România, de țara asta, e mai organizzato, mai curato, mai... Io ho vissuto sì altri orași, ho vissuto sì București, ma foarte agglomerat, confusione mare. Invece aici è un pic un oraș mai contenuto, așa. Questa saracia ha portato a essere le femmine un pic așa. Dar și în Italia a fost o parte, după cel de-al doilea război mondial, și în Italia a fost sărăcie luce și nu au fost femeile chiar atât de materialiste. Știu, allora, differenza è questa, in Italia le femmine in generale lucrano. Prendono un salario di 10 ore mai molto di aici in Romania. Ah, diciamo un salario così. Quindi hanno, esatto. Quindi femmine di Italia sono forte molto indipendenti. Da che gli interessa un barbato, non gli interessa per bani o per altceva. Gli interessa perché le place di el, le placut, ci ha tutto. Le place. E stanno preuna, si è casato rest, lo queste preuna, faccio orce. Ma invece aici che si intempla? Si intempla che și dacă la femeia lucrase, și non è indipendente. Non può se fi indipendente. Non può se fi indipendente. Perché il salario che ha è forte, forte mici. Un decimo rispetto a quello italiano il salario. Quindi non potessi fi dipendente, indipendente. Che si intempla? Che ricorre a altri mezzi, diventa forte mai molto astuta in generale per traire in generale mai bene. Asta e problema, diferența între... Ne întreabă un telespectator să-ți adresăm la rândul nostru întrebarea: ce părere ai despre Berlusconi, dar despre Boc? Da. Boc e prietenul lui Berlusconi sau cum e? Problema e că în perioada asta, cu crizia asta, eu cred că am ajuns a un livel foarte, foarte jos. Noi în România sau voi Italia? În Italia și în România e la fel. A, în Italia și în România zici că e la fel? În Italia este crizi, solo în România e mai multă crizi. Deci în Italia este gli ammortizzatori sociali. Che sunt ammortizzatori sociali? Sunt gli impiegati de Stato. Alte legi de stat e sociale. No, gli impiegati de Stato che prendono salario. I salari sono molto mai mare di caice in Romania. E cine lucrase che prende salario, impiegati di Stato, impiegati di posta, quelli sono ammortizzatori sociali, pagano banni nel circuito. Ciò che aice in Romania non è ascià. Deci i salari sono forte mici, sunt foarte, foarte mici i salari, e non li bagano in circuito, non li possono bagare in circuito. Quindi l'economia e mai multe... mici nu pot banii să fie introduși în circuit. E în circuit. 0269-2521-62, număr cu tarif normal. Puteți trimite și mesaje la 0740-323-992, număr fără suprataxă. Avem așadar un apel telefonic în direct. Bună seara, sunteți în ultimul ceas, vă ascultăm. Bună seara, stimate domn. Scuzați un pic. Da. Bună seara, signore. Bună seara. Despre Italia, eu am numai cuvinte frumoase. Chit că am primit informațiile numai din cărți și din discuții, vreau să vă anunț că bunicul meu matern este un, adică a fost, Dumnezeu să-l ierte, un autentic italian și este
mormântat în pământul slăvit al Italiei. Acest popor de multe ori e luat sub formă de glumă. Deci bucuria de a trăi este confundată cu această, cu anumite bășcălie. Să nu uităm că sunt cei mai mari constructori, cei mai mari meșteri în construcții de clădiri. Ei au clădit zgârie norii din New York și din toată America. Sunt mari maestri în construcții de mașini. Sunt mari arhitecți. Toată Italia este plină de valorile unor mari maestri și maestri care anonim. Să nu uităm că acolo este sediul papalității, cu toate grațirile a unor papi, a reprezentant punct fix al omenirii, a credinței în Dumnezeu, chiar că eu sunt ortodox. Să nu uităm capodoperele literale, să nu uităm frumoasele italiene care concurează cu ale noastre și spui domniei sale, adică, o astfelere nostru și al dumneavoastră, că și acolo sunt fete extrem de frumoase. Și să nu uităm ura pe care acest popor italian o are pentru război. Niciodată n-a fost, atât de, vitez în război, pentru că a iubit viața, femeile, e normal pentru oameni tineri și frumos, copiii și natura. Deci, domnule dragă, îți doresc numai bine și te rog să transmiți salutul meu umil a unui om de 70 de ani care nu a fost în stare să viziteze neamurile acolo din anumite cauze și să spuneți poporul italian că noi am vrea să fim ca dânsii. La revedere! Vreau să le spun că mâine și le propunem tuturor telespectatorilor, dacă este joi, Ana Maria Voina din nou este începând cu orele 16 pe frecvențele eveniment, cu un suflet, o chitară, muzică folk, multă poezie și foarte mult suflet pus de către colega noastră Ana Maria Voina. De asemenea, nu uitați că după orele 18, după grupajul informativ al colegilor noștri de la Radio România Actualități, îl puteți asculta în exclusivitate pe frecvențele Eveniment FM pe producătorul nostru, Paul Călin, în Pași în Siguranță, emisiunea care vă spune pe ce stră să ocoliți pentru a nu lua gropile din Sibiu, pe care noi sperăm ca primarul Iohannis împreună and company să le și rezolve. La final de ediție, doamnelor și domnilor, avem o surpriză, cum vă spuneam. Sunt Laurențiu Severlup, faceți Pași în Siguranță pentru a nu ajunge în ultimul ceas. Iată surpriza acestei serii.